Bună, Scorpion, și bine ai venit la previziunile pentru săptămâna 13-19 mai. Acestea sunt valabile atât pentru cei din zodia Scorpion, cât și pentru cei care aveți luna sau ascendentul în această zodie. Iar dacă rezonezi cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal: acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot. Primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Păi, dragi Scorpioni, în primul rând este o săptămână foarte importantă pentru voi. Este o săptămână în care rezolvați lucruri extraordinar de importante, da? Și este o săptămână în care voi ieșiți bine din orice situație. Deci, asta e clar. Da, pe de altă parte, uite, săptămâna asta vine cu niște surprize destul de mari pentru scorpioni din partea partenerului de viață, din partea unui colaborator important, din partea șefului, din partea unor instituții publice, dar vedeți voi că e ceva ce ține și de acte. Însă, tot pentru scorpion este și o săptămână în care se iau decizii foarte importante în plan personal? Da? Cei singuri. Tot repet, deschideți ochii mari, da, pentru că sunt foarte mari șanse să apară cineva prin jurul vostru, dar este important să vă și deschideți, da, să cunoașteți, să socializați. Știu că este o perioadă în care voi sunteți prinsi și pe muncă și pe sănătate. E complicat, doar că e bine să nu neglijați nici nici partea asta. Uh, mai mult decât atât. Uh, uite, începând cu 15 mai. Mercur va fi în semnul Taurului timp de aproximativ 3 săptămâni, timp în care acolo te ajută. În primul rând, ți se îmbunătățește comunicarea cu clienții, comunicarea cu partenerul de viață. Scorpionul face multe drumuri pentru a rezolva chestiuni legate de acte sau chiar uite discuții pe care le poți purta privind zona legală. Da, e posibil și asta. Tot repet acest lucru pentru că Jupiter da va intra la final de mai pe casa 8 și acolo, timp de un an de zile, va trebui să te ocupi de, de partea asta. Da? Printre altele. Apoi, a, tot în această săptămână, bineînțeles că se pot relua niște discuții destul de ciudate privind casa și familia privind viitorul unei relații de iubire privind un proiect important sau, nu știu, să spun că ți-ai planificat împreună cu partenerul sau împreună cu familia, împreună cu oamenii dragi să mergeți nu știu unde sau să faceți nu știu ce lucru. E, uite, acum să zic că se pot relua acele, acele discuții, însă da, pentru unii să vă așteptați și la tot felul de lucruri ciudate. Um, tot această săptămână vine cu o schimbare a unor planuri de viitor și pentru tine. Uh, mai ales uh, dacă discutăm, repet, despre o relație veche, o relație din casă, din familie, sau este vorba despre o persoană pe care o știi de mult timp și acum cumva revine în atenția ta. Da, poate să fie și asta. Uh. Scorpionul știu poate avea parte de dragoste la prima vedere în perioada asta, sau poate avea parte de un moment de revelație în care zice gata punct și până aici. Venus acolo poate să-ți aducă și împăcare, dar poate să-ți aducă și liniște în relație printr-un printr sacrificiu, printr-o eliberare, printr-o pierdere, da, poate fi fie și asta. Însă, repet, mari surprize pentru Scorpion, în special din partea partenerului de viață sau din partea șefului, din partea tatălui, din partea unei persoane pe care sufletul tău o consideră importantă. Pot fi și surprize bune și mai puțin bune. Fiind Uranus acolo implicat, îți dai seama că se poate întâmpla orice. Da? Nu... Nu de mirare. Însă totul se va concentra spre viitorul relației, viitorul relațiilor tale, viitorul unui proiect da, și așa mai departe uh, și ca și mic avertisment, uh, atenție puțin pe sănătate și pe muncă săptămâna asta, da, atenția și să aveți. Hai să vedem, dragi scorpioni și arhanghelii ce spun, ce trebuie voi să știți. Și aici avem așa, numărul 10 foarte important, cifra 1, iarăși, libertatea interioară, culorile importante, mov, albastru, verde, roșu, portocaliu, auriu, iar arhanghelul Zadachiel este cel care ție îți oferă un dar, o ghidare. Te ajut să trezești în ființa ta încrederea în sine. Libertatea interioară benefică Bucuria Divină și astfel să te poți manifesta drept un conducător exemplar. Da, uite, Scorpionul poate avansa la muncă săptămâna asta. Poate să fie și asta. Deci, tu reușești să ai o mai mare încredere în tine, te bucuri foarte mult de ceea ce ai în jur. Și e ca și cum devii propriul tău conducător, devii lider, nu știu, la muncă, da, devii șef. Undeva anume. Devii șeful vieții tale sau te eliberezi de o responsabilitate, poate fi și asta să vedem pentru scorpion ce spune și tarotul. Hai că este o săptămână bună, spun eu o săptămână în care se întâmplă multe, multe lucruri. Mai ales pe sfera de relații de scorpionul intră în contact cu oameni foarte important săptămâna aceasta, da. Acum nu-ți imagina că e neapărat nevoie să fie oameni cu funcții nu știu de care, cu bani, nu știu cât. Da, poți fi și asta, dar poți fi și persoane care au un rol important în viața ta sau pe care pur și simplu sufletelul tău le consideră ca fiind persoane importante. Da. Hai să vedem ce zice tarotul. Hai că relațiile, casa relațiilor e activă din plin pentru Scorpion în perioada asta și e plină cu surprize. Bun, Uh, prima carte a ieșit. U uh, de ce faceți, dragi scorpioni? Sunteți puși pe fapte mari. Aulă, dacă cuiva este cam teamă de voi. Mm? Nu știu cui. Cuiva este teamă de voi. Cineva din plan personal. Este o persoană și reată vicleană, misterioasă, secretoasă, dar împăratul um, cavalerul de spade. Exact ce spuneam. Deci. Un eveniment neprevăzut care apare privind un șef privind o persoană cu autoritate asupra ta privind o persoană importantă, poate pentru unii scorpioni discutăm și despre uh, o discuție pe neașteptate cu un șef, unii poate pe neașteptate primiți o avansare, poate fi fie și asta. Dar e ca și cum se pornește un război așa direct șase de monede între tine și ceilalți se discută aici foarte serios despre. Uh, niște bani, scorpionul poate discuta cu partenerul despre o investiție, fie că vrei să schimbi geamul ușa, fie că. Nu știu, e vorba de cheltuielile din casă, cine plătește facturile, erați scorpion, chiar sunteți foarte prinși pe zona aceasta de, de bani, da? poate nu știu, aveți de împărțit o moștenire, poate vă gândiți să uh, vă achitați niște datorii săptămâna aceasta, da valetul de cupe la baza manifestărilor tale. Fie este o persoană mai tânără în jurul tău, care are, care are o influență foarte mare asupra ta, fie pentru alți scorpioni este vorba despre o săptămână în care sunteți mult mai sensibili decât de obicei. Da? Vreți să experimentați lucruri noi, sunt emoții noi, sunt lucruri noi care se petrec. Magicianul, în inima ta. Aici e clar că, uite, uh, Ești foarte prins pe casă și pe familie. Poate e săptămâna asta. Unii nu știu, faceți curățenie, alții aveți lucruri importante de rezolvat, magicianul totuși zice că ascunde ceva, deci faceți voi ceva, pregătiți ceva acolo. În mintea ta 5 de spade aici, a fie te simți trădat sau consider că ești trădat. Pentru că nu știu fie ți se ascund niște secrete, fie este un moment în care îți dai seama că este cazul să-ți mai urmărești și propriul tău interes și să mai lași lucrurile să curgă. Regele de spade aici, care bineînțeles vorbește despre o legătură cu o zodie de aer, gemeni, balanță, vărsător, dar regele de spade poate să însemne și o persoană care are niște strategii foarte bine puse la punct. Regele de spade este cel care Este foarte rațional, este și viclean, doar că omul ăsta e perceput de ceilalți ca și când nu are inimă, da, este o persoană foarte rece, foarte dură, chiar cineva cu un program foarte bine pus la punct, de regulă, da. Dar atenție la un inamic de prin jur, da, nouă de bâte, cineva aici zice că a obosit în casă, în familie sau uh, poate să fie cineva căruia este teamă de tine poate să mai fie și faptul că cineva se află într-o așteptare de mai mult timp. Marea preoteasă. Și de secrete aici care sunt ascunse la muncă, poate pentru unii scorpioni discutăm și despre o legătură cu o persoană misterioasă, este o persoană care știe multe, dar spune puține. E că și cum sunt niște lucruri aici ascunse. A unii poate aflați de niște dezvăluiri, nu știu, aflați că Cineva a mințit, cineva a furat, cineva are probleme din jurul vostru. Na, da? deci pot fi și astfel de de lucruri de lucruri. Dragi scorpioni, acestea au fost previziunile generale pentru următoarea săptămână. Eu vă mulțumesc pentru atenție, vă îmbrățișez cu drag. Sper din suflet să fie de folos informațiile și dacă rezonez cu mesajele, te invit cu drag și la partea bonus din comunitatea acestui canal. Acolo discutăm despre fiecare zi în parte ce îți aduce, clarificăm cărțile de tarot, primești sfat din partea îngerilor romantici, îți răspund la o întrebare pe care tu mi-o vei adresa, iar în final vedem surpriza pentru Scorpion în această săptămână. Te îmbrățișez cu drag, îți mulțumesc că mai ai rămas alături până la final și să ne revedem cu bine și data viitoare. O săptămână cât mai frumoasă îți doresc!